În această dimineață a ajuns la premierul Dacian Cioloș demisia domnului Biriș din funcția de secretar de stat și premierul Dacian Cioloș a acceptat această demisie. Domnul Biriș are o experiență în mediul privat de afaceri și cu experiența dumnealui a venit cu mai multe propuneri bune de-a lungul timpului în timpul acestui mandat, a coordonat proiecte care au dus la măsuri reparatorii ale codului fiscal și acordarea de facilități pentru a stimula economia. Pentru aceste lucruri, premierul i-a mulțumit domnului secretar de stat Gabriel Biriș.